mașinari. O așezare frumoasă de pe malul drept al Dâmboviței, nu departe de vechea cetate de scaun a țării românești Târgoviște. Duminică 29 august 1971. Peșinarii au trăit un eveniment deosebit și unic în amploare. Odată cu zorile, pe ulițele peșinarilor s-a revărsat o avalanșă uriașă de oameni îmbrăcați în straie de sărbătoare, care veneau din toate colțurile țării să ia parte la nunta celor mai îndrăgiți soli ai muzicii populare românești, Maria Ciobanu și Ion Dolănescu. Perșinarii vor rămâne vestiți peste ani datorită acestei frumoase nunți care reunește doi interpreți de o înaltă valoare artistică. Cine intră în perșinarii? Prinzi de voi pe la dolari. Nu-i ca Ion al lumana cu vino de anul. Of, of, bine să-și mai vadă satul vino de anul. În aceste locuri pitorești de o liniște solemnă a copilărit și visat mirele de astăzi. La umbra zăvoaielor, printre care Dâmbovița curge liniștit, a simțit Ion al lui Manacu primii fiori ai inspirației, primele sclipiri. Spune mai ca adevărat în ce ape mai săldat, mai săldat în Dâmbovița să fiu dragul dragului. Locurile dragi ale copilăriei. De la biserică de pe deal se poate îmbrățișa cu privirea satul într-o parte, apa Dâmboviței în vale cu râpa și locurile de scăldat. Locurile acestea au cunoscut în august 1971 un freamăt neobișnuit. Ion Dolănescu, un prinț al cântecului popular. Înzestrat cu o imaginație bogată, voce caldă, catifelată, de un rafinament cuceritor, cu nuanțe gingașe de melancolie și romantism. Culegător, compozitor și interpret desăvârșit, Ion Dolănescu este un rapsod valoros al folclorului românesc, izvor nesecat de frumusețe, cântecul popular leagă de veacuri al neamului nostru. În bogatul lui repertoriu, fie de prelucrări ale unor cântece mai vechi ce se potrivesc temperamentului său, pe care le prelucrează, le îmbunătățește înfrumusețându-le, păstrând însă melodia și fondul inițial, fie creații originale brodate pe melodii mai noi apărute, Dolănescu știe să redea în mod strălucit caracterul proaspăt și fraged de idilă cu o simplitate înălțătoare. Cu imagini culese direct din inima satului, Dolănescu creează cântece cusute cu fir de argint, ca florile și râurile de pe cămășile fetelor și flăcăilor noștri. Meșteșugul lui este să creeze adevărate perle strălucitoare ale cântecului popular, folosind în mod voit ingenuitatea țărănească, slujind prin aceasta unui crez estetic pur. Mai mărie, mai urtea, că... Multe din creațiile lui Dolănescu sunt rod al iubirii înflăcărate pentru aleasa inimii lui, care astăzi este mireasă. Mai mărie, mai urtea, că... De când te-am văzut, mi-ești dragă. Răspunsul fiind cel așteptat, cântecul s-a transformat într-o confesiune de credință. Doamne și glas de privighetorii mei, Doamne te iubi până la moarte, Doamne și de acolo mai departe. Dar să părăsim pentru câteva clipe perșinarii și să poposim departe pe meleagurile natale ale miresei din Roșiile Vâlcii.
Ioaneul de lumină măi, drag mi-a fost numele tău măi. În aceste locuri însorite a crescut Maria Ciobanu și în pădurile pline cu viorele și cocorăi de pe dealuri a răsunat vocea ei clară prima oară. De prestigiu adus Mariei Ciobanu, cântecul Miresei a fost interpretat de Maria Lătărețu, valoroasă artistă care de peste o jumătate de secol face să strălucească cântecul popular românesc, preluat de la alte înaintașe vestite și ridicat mereu spre culmi de sublim. Prezența artistei emerite, Maria Lătărețu, dă o măreție de simbol acestei nunți, iar filmului o valoare documentară inestimabilă. Nunta românească, ritual străvechi și sfânt, zi de supremă fericire în viața a doi tineri ce își unesc destinele. Ion Dolănescu și Maria Ciobanu se unesc astăzi printr-o splendidă nuntă, înconjurați cu multă dragoste de rude, prieteni și admiratori din întreaga țară. Mirele trebuie să fie bine bărbierit și nașul slăbuț, dar mai ales șugubăț, a cerut ajutoare. A însoțit mireasa la fântână la tradițională apa a bradului. Cei botezați cu apa aceasta de către mireasă vor ajunge foarte curând miri și fetele se înghesuiesc. Thank you.
să nu nească cu tot satul la un loc. Perșinarilor sunt drepte și largi, dar în această duminică a lui August 71, ele s-au dovedit neîncăpătoare față de numărul neobișnuit de mare de participanți. Să vadă cât mai de aproape pe distinși și miri, mulți dintre cei prezenți și-au căutat locuri potrivite de privit prin pom, pe garduri sau pe casele din prejur. Un mare număr de nuntași cu căruțe sau călări pe cai împodobiți au venit și de prin satele vecine sau mai de departe. Duce mireasa într-o plimbare de voinicie, urmat cu voioșie de alaiul uriaș al muntașilor, obicei păstrat de veacuri, transmis din generație în generație, de la basarabii, întemeitori de neam românesc. Spun frații mai mici și mama, pe care Ion a imortalizat-o în multe din cântecele sale, împărtășesc tuturor bucuria zilei de astăzi. Și talentații lor mici, profund atașați marelui auditoriu, au ținut ca și nunta lor să fie în mijlocul celor care i-au crescut, îi prețuiesc și iubesc. Cea mai grăitoare mărturie de noblețe sufletească a virtuoșilor artiști, de dragoste și atașament profund pentru oamenii și satul care i-a crescut.
nu în restaurante și studiouri fotografice de lux de la oraș, ci aici, în aceste decoruri frumoase, în mijlocul naturii dătătoare de lumină și vitalitate creatoare, s-a desfășurat nunta lor. O brigadă puternică de bucătari sunt echipați și aliniați gata pentru desfășurarea unei operațiuni strategice ce va dura toată noaptea. Nu e de glumit cu două pogoane de mese și cu atâția invitați care au muncit din greu o zi întreagă, la horă, la sârbă, ehe. Eu nu mai pensera și să mă apuc de udat. Când voi face floricele, se rupt unei gădiniele. Maria Ciobanu și Ion Dolănescu, doi artiști de frunte ai muzicii populare. O idilă de dragoste, un cuplu frumos și fecund, care îmbogățește zi de zi tezaurul folcloric al României cu creații originale de cea mai înaltă valoare și ținută artistică. Face mașul pui de cug, la un grusa să mă duc. Fă-mi de ce voi face și lasă-mi inima-n pace. Fă-mi cigoare câmpie și dă-mi ochișori mie. Ori dă-i cigoare albastră, mi scoaie pe valea noastră. Și-n timp ce voia bună a cuprins toată lumea, nunta se desfășoară liniștită în noapte, poate că gândurile mirilor îi mai poartă odată înapoi spre începuturi. Mă fac mândru să mă fac, dar cu cine mi-este drag? Mă fac mândru să mă fac, dar cu cine mi-este drag? Mă fac mândru să cu tine, mireasă și eu mire. Și-apoi să ne facem casă, unde-o fi umbra mai deasă. Cine cunoaște mai bine decât ei tainele începutului? Prima cunoștință, primele întâlniri. Și cum încheie marele Coșbuc poemul Nunta Zanfirei, zic și eu: câți maci sunt prin livez, atâția ani la miri urez. Și un prinț la anul, blând și mic, să crească mare și voinic, iar noi să mai jucăm un pic și la botez.